A murit pe loc. Moscova este în stare de șoc. A făcut accident. Un șef al administrației instalate de Moscova în regiunea ocupată, Herson, s-a stins din viață în urma unui accident de mașină. Vestea a fost confirmată pe telegram de către șeful acestuia. Kiril Stremausov, șeful adjunct al administrației instalate de Moscova în regiunea ocupată Herson din Ucraina, a murit miercuri într-un aparent accident de mașină. A anunțat agenția de presă de stat novosti, citând oficial locali. Acesta era cunoscut ca fiind extrem de vocal. Stremausov, cunoscut pentru retorica sa puternică antiucrainiană, ar fi murit în apropiere de orașul Henichesk, a scris pe Telegram bloggerul rus pro-război Semion Pekov. Presa de stat rusă a relatat inițial că Stremausov a murit, dar oficialii locali ai anexelor au declarat ulterior că decesul său nu a fost confirmat și că medicii se aflau la locul accidentului. După aceea însă, șeful administrației de ocupație din Herson, Vladimir Saldo, a părut să confirme că Stremausov a murit, scriind pe Telegram. Îmi pare foarte rău să spun că Kirill Stremausov a fost ucis astăzi, arată Meduza. Canalul Telegram OSTOROZNO, novosti atenție la știri, raportează că, potrivit metadatelor din anunțul său de pe Telegram, Saldo a înregistrat o confirmare a morții lui Stremausov cu două ore înainte de primele informații despre accidentul de mașină.